Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina al județului Suceava a susținut numeroase campanii de prevenire a incendiilor care au drept cauză focul deschis, efectuat pentru arderea miriștilor, a resturilor menajere ori a vegetației uscate. Pe lângă misiunile din teren și campaniile de presă, anul acesta a continuat derularea protocolului de colaborare dintre pompierii militari suceveni, lucrătorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și ai Gărzii Naționale de Mediu, care au luat parte la campanii de informare a fermierilor. În ciuda eforturilor susținute ale autorităților, pompierii militari suceveni se confruntă în continuare cu aceste probleme. De la începutul anului până în prezent s-au înregistrat 34 de astfel de incendii, care au afectat o suprafață totală de aproximativ 35 de hectare de vegetație uscată, dar și suprafețe cu litieră și resturi de exploatare forestieră. Ultimele incendii s-au produs în cursul zilei de marți, 26 iulie, când s-au înregistrat 5 intervenții pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, care au afectat aproximativ 6 hectare de miriști, vegetație uscată, arbuști și stuf în localitățile Calafindești, Rădășeni, Oniceni, Bălinești și Rădăuți. Subunității pompierilor militari suceveni au intervenit, au lichidat incendiile și au îndepărtat pericolele acolo unde a fost cazul. Pentru evitarea producerii acestor incidente, pompierii fac apel la respectarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu pe timpul nopții și pe timp de vânt. Nu utilizați focul deschis la distanțe mai mici de 100 de metri față de construcții, materiale sau substanțe combustibile, cum ar fi casă, șură, depozit de furaje, pădure. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile trebuie făcută în locuri special amenajate. Să vă interesați la primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate în care se adună resturile menajere și vegetația uscată din localitate în scopul arderii. Arderea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale să o efectuați numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei. Să asigurați supravegherea permanentă a arderii și să stingeți jarul după încetarea acesteia. Educați și supravegheați copiii în vederea interzicerii jocului cu focul. Toate incendiile, indiferent de natura lor, trebuie anunțate la numărul de telefon 112, număr unic pentru situații de urgență. Pe de altă parte, oamenii trebuie să știe că arderea miriștilor, a vegetației uscate, a resturilor vegetale și a altor materiale combustibile, fără permis, se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 de lei.